Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi unde am venit astăzi, Betty? Noi astăzi am venit la un loc de distracție. Și în ce țară se află acest loc de distracție? În Moldova. Corect! Noi astăzi am venit în Moldova și am venit aici pe mai multe zile, da? Să ne odihnim, să ne distrăm. Și la cine am venit noi în ospeție? La Irăcica Nimfo. La verișoara ta, Irăcica Nimfo. Salut! Da? Da. Ce o să facem noi în aceste zile? Să ne distrăm. O să ne distrăm, și da? O să filmăm colaborări, dar în primul rând noi pentru ce am venit, Betty, în Moldova? Pentru ziua lui Andrușa. Pentru ziua lui Andrușa care a trecut, dar noi am venit la cumătrie, da? Da, la petrecerea. La petrecerea lui Andrușa. Că el deja e băiat mare, da? Andrei, ești chiar acum tot se plimbă aici, în locul de distracții și Betty îți place la noi, da? Da, lui Betty îi place. Și mi-a trebuit la București. Da? A fost foarte distractiv, dar astăzi poate o să mai mergem undeva și poate o să mai filmăm niște vlog. Da. Și o să filmăm, o să ne stăruim să filmăm cât mai mult, da? Pe canalul meu ne tot filmat cu Betty colaborări. Da? Foarte interesant. Mm-hmm. La Betty. Bravo! Hai, jucați-vă! Jucați-vă! Da. Hai, de pe păgănii! Eu prim, eu prim! Hai, da! Hai, da! Aici e căsuță! La urcuri! Ne ajutăm mai sus de pământ, bine? Așa! Eu sunt mai sus de pământ! N-ai cum să mă prind! Ba da! N-ai cum! Ba da! O, aici ce este? O fantomă zburătoare, da? Pentru că acest loc de distracție s-a fost construit anul acesta la Halloween. Ah, la Halloween. Și aici sunt fantome, bufniți, vezi? Au fost păianjeni. Păianjeni. Mm-hmm. Super. Ăsta e fierbinte, cred că. Da. O, sigur. Electrocutează. Ascultați, copii! Aoleu, cât de cel! Să știți că una s-a coborât! Wow! Una chiar s-a coborât jos și este foarte mare cu băieții. Noi am ajuns la focul veșnic. Betty de foarte mult timp vroia să vadă focul veșnic. Tu ai văzut de câteva ori acest foc în videoclipuri la Irăcica, da? Și iată, acum îl vezi și în realitate. Acest foc arde mereu. În cinstea eroilor care au murit la al doilea război mondial. A fost un război foarte mare, au murit mulți oameni. Și în cinstea lor, iată, arde acest foc veșnic. Ai înțeles? Da.